Reciclarea are un impact pozitiv atât asupra mediului înconjurător, cât și asupra oamenilor. Este una dintre cele mai ușoare și eficiente acțiuni pe care le putem face pentru a ne asigura o viață mai bună. În aceste momente se cumpără mai mult decât se folosește. Implicit, cantitatea de deșeuri rezultate este aruncată de multe ori iresponsabil, fără discernământ, și astfel se creează cantități tot mai mari de deșeuri. În următorul material, reporterii Tele2 vă vor arăta cum arată situația reciclării din municipiul nostru și cât severineni își selectează deșeurile. Reciclarea deșeurilor a ajuns să fie o problemă de maximă importanță pentru salubritatea generală a lumii, amploarea fenomenului condiționând în mare parte dezvoltarea economică. Deșeurile degradează solul în zonele în care se află depozitate, au efecte grave asupra faunei acvatice, iar gazele care se produc prin incinerarea lor sunt foarte toxice. Așadar, efectele sunt dezastroase și duc la poluare. În zilele noastre, cea mai mare parte din produsele diverselor industrii pot fi reciclate: ambalaje, sticlă, metal, electrice și electronice, baterii, anvelope și mase plastice, baterii, ulei uzat și nu numai. Reporterii Tele2 au verificat dacă severinenii își selectează deșeurile și ce părere au despre acest proces. Important să reciclăm? Da, sigur. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Înțeles, că stau la casă. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Da, de mult. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Da. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Da, fac o selecție. Ce trebuie să facem noi? E simplu, sortăm gunoaiele separându-le pe cele organice de cele anorganice, separăm hârtia, sticla, metalul, textilele, plasticul, nu aruncăm gunoaiele la întâmplare, ci numai în spațiile destinate aruncării lui, și să susținem, așa cum putem, eforturile membrilor comunităților ecologice care caută soluții pentru conservarea mediului natural. Ne-au pus un fel de containere diferite pentru plastic, sticlă, și le aleg. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Au, domnișoară, întrebarea asta e tare grea. Cine o face? Dumneavoastră o faceți? Păi nu prea fac, stau la bloc. Cum fac? Mă duc o sticlă, o pun acolo. Nu... Containerele sunt, am văzut. În țarcola acolo sunt separate. Dar e greu. Importantă reciclarea? Eu cred că da. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Da. Am la piața mică. Cum faceți această selecție? Păi iau sticlele, bag într-un loc. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Cu siguranță. Cum faceți această selecție? Le selectez fiecare în săcuțul lui și îi pun acolo unde le este locul. Dumneavoastră, înainte să aruncați gunoiul, faceți o selecție a deșeurilor? Nu am făcut, că suntem la țară, noi nu suntem aici în oraș. A recicla înseamnă să consumi eficient, să refolosești, să transformi materia, astfel încât să existe permanent un circuit al materiei care poate fi refolosită mereu. Și nu uitați, o singură persoană poate face diferența.